Deschiderea evenimentului internațional a avut loc în Aula Magna a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. În deschidere au vorbit reprezentanții instituțiilor organizatoare. Provocări care se leagă de accesul la justiție, la dreptul la apărare, de noile tehnologii, protecția vieții private, schimbul de informații între autorități publice și autorități juridice, sunt, de fapt, provocările justiției în integralitatea ei, sunt provocările Ministerului Public, cel puțin în România, așa cum le percepem noi. Aceste probleme sunt deosebit de actuale și nu mă îndoiesc că, discutând împreună, magistrați, avocați, ofițeri de poliție judiciară pe care i-am văzut prin sală, studenți, vom putea avea o imagine mai clară despre această problematică a mileniului 3 în justiție. Aș dori să închei felicitând organizatorii pentru maniera de organizare și pentru începutul foarte bun al acestei reuniuni. Și de asemenea să urez succes dezbaterilor. Vă mulțumesc! Sunt prezenți la această manifestare științifică de amploare avocați și magistrați din țară și străinătate. Un exemplu practic de model interprofesional între profesori, judecători, avocați, procurori, într-un dialog al specialiștilor, dar și un dialog al umanității. Tom Wolfe spunea că cultura este arta înălțată la un set de credințe. Cultura juridică este o artă înălțată la un set de valori. Dintre temele abordate în cadrul congresului amintim locus standi în jurisprudența Curții Europene de Justiție, drepturile omului și profesia de avocat, costul accesului la justiție și la asistență judiciară, cooperarea între instituțiile judiciare europene și cele naționale sau dreptul împotriva autoincriminării. Astăzi am reușit să marcăm un eveniment de seamă pentru viața juridică a României. Și pot să afirm chiar și pentru viața juridică a Europei, pentru că acest congres, această conferință de astăzi, este o conferință care se adresează tuturor profesorilor juridice din Europa. Temele care vor fi dezbătute astăzi sunt teme care interesează toate profesorii juridice care concură la înfăptuirea actului de justiție. Iar prezența atât de numeroasă a judecătorilor, avocaților europeni, a judecătorilor și avocaților români, denotă faptul că a stârnit un interes extrem în rândul acestora și succesul este garantat pentru tot ceea ce se va întâmpla astăzi și mâine în Alba Iulia. Congresul General al Uniunii Avocaților Europeni coincide cu Ziua Avocatului Român, sărbătorită anual la 24 iunie.